Hristos a înviat! Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi discutăm despre moarte și despre frica de moarte. Invitatul nostru este părintele profesor, lector dr. Mihai Burlacu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Bine ați revenit, preacucenție părinte profesor, la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit, adevărat am înviat și bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos să lumineze acest orizont mai puțin luminos, acela al morții, și să-i confere semnificații ale vieții. Moartea este din nou unul dintre subiectele fundamentale ale teologiei, ca realitate a existenței noastre, realitate inexorabilă, și auzim în jurul nostru de foarte multe ori, nu mai avem nicio siguranță, totul este instabil, nu mai e ca pe timpuri. Cu alte cuvinte, se moare, asta vrea să se spună. Și sigur, pornind de la acest lucru care poate părea trivial, cotidian, ne gândim la ceea ce înseamnă moartea din punct de vedere teologic, spiritual, și vreau să vă întreb dacă această moarte este un determinism, o ironie teribilă a sorții noastre sau un bine, așa cum îl prezintă sau amintește de el rugăciunea de la mormântare, în care se spune că pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, e poruncit amestecului și acestei împreunări ca să se desfacă, să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obștească învierii, iar trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Este moartea, cu alte cuvinte, un bine sau un rău, părinte profesor? Cred că moartea are ca semnificație primară o simplă observație empirică că cineva pleacă din lumea aceasta și nu mai revine în mod ireversibil. De aceea, ea are două coordonate. Unu, disfuncționalitate, și doi, ireversibilitate. Aceste două chestiuni sunt înțelese în mod primar atunci când ne referim la moarte. Dar din punct de vedere teologic, moartea înseamnă extinderea acestor două calități și asupra altor lucruri. De exemplu, sunt lucruri care mor pentru noi și noi murim pentru ele. Sunt tipuri de realități din jurul nostru sau moduri de existență ale noastre pentru care noi murim sau care ele mor pentru noi. Adică ne delimităm. Moartea înseamnă în același timp și o delimitare. În teologia creștin-ortodoxă, moartea are o semnificație în primul rând spirituală. Și prin ea se înțelege o disfuncționalitate a sufletului omului de Dumnezeu. Disfuncționalitate care, evident, din Sfintele Evanghelii, este ireversibilă. Așa cum se spune clar în Evanghelia după Matei sau în alte locuri ale Sfintei Scripturi că va exista o viață veșnică, o împărăție a lui Dumnezeu veșnică, dar de asemenea va exista și un loc de chin la fel veșnic, un iad veșnic. Ireversibilitatea aceasta naște în noi perspectiva unei delimitări la modul infinit. Nu va mai exista o pătrundere a omului viu nici în moarte și nici a omului mort în viață. Și aici trebuie să elucidăm sensul cu adevărat al omului viu și al omului mort. Pentru că omul viu poate să fie viu cu trupul, dar să fie mort cu sufletul. Și invers, există oameni care au murit trupește, dar sufletele lor sunt vii în împărăția lui Dumnezeu, cum e cazul sfinților, în special cei care au trupurile neputrezite, da? Sfintele moaște, ceea ce noi numim Sfintele moaște. Acest lucru atestă caracterul viu al sufletului lor și că viața, sensul vieții și al morții se definește în funcție de această comuniune cu Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu înseamnă viață pentru că înseamnă legătura cu sursa vieții. Delimitarea de această comuniune cu Dumnezeu înseamnă moarte, înseamnă disfuncționalitate pentru voința lui Dumnezeu, respectiv voința lui Dumnezeu nu mai este lucrătoare în noi, deci îi suntem disfuncționali. Nu ne mai situăm în împărăția lui, pentru că a fi în împărăția lui Dumnezeu înseamnă să fii încolonat în această voință a lui, să o accepți și să lucrezi împreună cu ea, iar a nu fi împărăția lui Dumnezeu înseamnă să te delimitezi de această voință a lui Dumnezeu. Așa cum e într-o împărăție. Cine împărățește? Acolo unde împărățește cineva, își manifestă voința. Un împărat își manifestă voința. E suverană în toată împărăția sa.
Deci a fi în împărăția lui Dumnezeu înseamnă în primul rând a-ți manifesta voința, a-ți asocia voința ta personală cu voința lui Dumnezeu. Acesta este sensul vieții. Și de asta în Sfânta Scriptură se vorbește despre două vieți și două morți. O viață a sufletului și o moarte a sufletului, o viață a trupului și o moarte a trupului. Posibilitatea și puterea morții constă, sau ca și a vieții de altfel, constă în ceea ce iubim. A te atașa la mod infinit de ceva, devii după chipul acelui lucru de care te-ai atașat. Dacă te atașezi de Dumnezeu, devii după chipul lui Dumnezeu. Dacă te atașezi de un lucru, devii după chipul acelui lucru sau al patimilor născute din el. Așadar, viața însemnând a te atașa de Dumnezeu, pentru că este sursa vieții, iar moartea fiind a te atașa de orice altceva decât de Dumnezeu. Și aici înseamnă o delimitare. Moartea sufletească nu înseamnă încetarea existenței sufletului, ci sufletul continuă să existe și după moartea trupului. Sufletul continuă să existe chiar dacă este mort din punct de vedere al relației cu Dumnezeu. Chiar dacă trece prin această moarte. Moartea nu înseamnă inexistență. Da, da, da. Întoarcere neant. Dar ce fel de viață poate fi aceea a sufletului dacă nu va fi în comuniune cu Dumnezeu? Sau? Sigur că într-un vid de sens. Pentru că această moarte a sufletului presupune absența vreunui sens al nostru. De ce? Pentru că universul nostru interior este redus doar la noi înșine. Și atunci când punem accent doar pe noi înșine, ne prețuim doar pe noi înșine, membrana sufletească noastră este limitată doar la noi înșine, universul nostru este reductibil doar la suma ceea ce percepem noi, ne-am închis afară de împărăție, așa cum spun și cântările bisericești din perioada pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos. Omul se închide în afară din împărăție pentru că nu mai permite în spațiul său existențial altceva decât propriile păreri, decât propriile opinii. El este unica sursă de adevăr pentru el. Nu mai permite tutela vreunui semen sau cu a lui Dumnezeu, cu atât mai puțin. Deci el însuși vrea să fie o lume în sine. Și din cauza aceasta, el moare cu totul prin lipsa de relație cu ceea ce este jurul. El nu mai participă racordat la un plan obiectiv al realității pe care Dumnezeu îl definește, ci rămâne undeva eșuat în acel particular al său pentru veșnicie. Și nu înseamnă asta că ne temem impropriu sau ne temem degeaba mai mult de moartea fizică decât de moartea sufletească? Adică noi când zicem frica de moarte, cu toții ne gândim la moartea fizică. Temerile cele mai mari pe care le are omul sunt legate de pierderea lucrurilor pe care le prețuiește. Deci dacă prețuim planul fizic al existenței noastre, moartea fizică ni se pare o mare nenorocire. Dar frica de moarte aici duce la această înțelegere generalizată în, da, este generalizată în umanitate. Pentru că procentual frica vorbind, de a nu mai fi cu trupul. Sigur că da. Majoritatea oamenilor aceasta au tendința oarecum naturală să creadă că existența lor este valabilă doar la existența în trup. Neavând credința că există și o componentă spirituală a propriului nostru sine, că avem și o identitate spirituală și care continuă să existe. Chiar și trupul există și după ce trecem din lumea aceasta. Dar există într-o formă perisabilă. Dar el există. Pentru că și el face parte din identitatea noastră. Și dacă ar fi să unim ideea aceasta cu ideea învierii trupurilor la sfârșitul veacurilor, vedem că fiecare suflet are în custodie această particularitate a trupului său pe care l-a instrumentalizat și care se va regăsi din nou. Nu altul, ci același, așa cum și trupul lui Hristos era nu altul, n-a înviat în alt trup Hristos, ci a înviat în același trup al pătimirii. Adică trupul morții este sinonim cu trupul slavei, este același cu trupul slavei. Tot așa și noi, la învierea cea de obște, vom avea același trupuri ca și cele de acum, nu altele. Nu va exista o transmigrație a sufletului în alte trupuri, să avem mai multe avataruri, cum se spune în alte filozofii sau sisteme religioase orientale, hinduse sau de altă natură. Deci unicitatea aceasta suflet-trup, a unității sufletului cu trupul, este implementată și în concepția creștină sub forma unei responsabilități unitare de legătură și de funcție între lucrarea sufletului și lucrarea trupului. Viața sufletului atrăgând după sine
viața trupului, iar moartea sufletului atrăgând după sine moartea trupului. Așadar, și în Sfânta Scriptură vedem aceste lucruri că sunt reliefate prin cuvintele: în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, pe care Dumnezeu i le adresează lui Adam. Adică în ziua în care nu vom asculta de Dumnezeu, vom deveni disfuncționali relației cu Dumnezeu sau voința noastră se va educa în așa măsură, nu pentru că Dumnezeu refuză din momentul acela legătura cu omul, ci pentru că voința umană se educă într-un asemenea fel încât ea refuză se în mod natural legătura cu Dumnezeu. Și din cauza aceasta ea trebuie reluată. De asta omul moare, pentru că sensul morții sau al iadului sau al eșecului acestuia existențial care îl reprezintă pierderea sufletului nu înseamnă altceva decât autodelimitarea omului de Dumnezeu. Cum? Prin voința proprie. Adică, la infinit, omul nu mai vrea să mai fie în preajma lui Dumnezeu. Asta imprimă morții un sens, o face cu sens, adică moartea fizică nu mai este un absurd, și moartea universului, a lumii fizice observabile. Sfântul Grigorie al Nisei spune că moartea fizică este o formă de profilaxie a morții sufletului. Pentru ca Dumnezeu să atenueze această cădere a sufletului lui Adam într-o direcție ireversibilă, în care el își va educa voința așa de mult încât... Ca răutatea să nu fie fără de moarte. Da, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, de asta a îngăduit această perisabilitate și disfuncționalitatea trupului de suflet la un moment dat, pentru ca sufletul să nu își infinitiveze legăturile sale păcătoase în trup și să și le permanentizeze. Sau ca trupul pătimitor niciodată să nu își imprime calitățile pătimitoare la rândul lui în suflet și să, în felul acesta, să se schimbe chipul sufletului după prioritățile trupului. De asta răutatea trebuie să nu fie fără de moarte. Și Dumnezeu a rânduit aceste haine de piele, că aici comentează Sfântul Grigorie această perisabilitate a trupului prin intermediul acestei expresii biblice numite haine de piele, pe care Dumnezeu îi le face lui Adam atunci când l-a izgonit din rai. Hainele de piele însemnând tocmai această posibilitate de a cunoaște lumea nu prin intermediul celor duhovnice, prin intermediul inspirației, așa cum o făcea înainte de cădere. Pentru el, Dumnezeu era sursa de adevăr înainte de cădere. După cădere, n-a mai fost Dumnezeu sursa de adevăr, ci a fost simțurile lui. Și dacă privim la noi, moștenim aceleași tendințe de a omologa adevărul ca adevăr prin intermediul a ceea ce simțim, pipăim, observăm la persoana întâi, neavând încredere la nivelul altor persoane. De asta, sensul adevărului este legat foarte mult și de sensul căderii sau autonomiei personale în care ne închidem fără să vrem zi de zi, sau poate ne deschidem unii dintre noi. Cine se apropie de Dumnezeu își deschide ființa sa. Dar, Părinte Profesor, dacă moartea este un fenomen despre care, așa cum spuneți, trebuie să fim conștienți că el aparține persoanei, individului, să spunem, adică suntem pe deplin responsabili de moartea noastră, murim sau trăim, suntem vii în funcție de ceea ce facem, în aceeași măsură observăm că moartea este ușor comunicabilă în lume. Se pot îmbolnăvi de moarte, așa cum spun filozofii, și cum frumos amintea într-o poezie poetul Mircea Dinescu, se pot îmbolnăvi de moarte oamenii unii de la alții, pot comunica civilizații întregi sau culturi acest lucru. Adică, sau pot, nu mai zic că pot muri, evident că mor, dar ca viața spiritului, ca conștiință, moartea ca vector, în sens spiritual, poate fi, exact, se poate datora ca mărturie și ca semn al factor exterior, cum ar fi societatea din jurul al nostru. Al decăderii. Da, sigur că da. O decădere morală care este imprimată la nivel de trend al lumii, da, poate genera și anumite profile educative. Unde se oprește sau ce anume oprește această
această comunicare a morții. Individual murim, civilizațiile mor, natura moare în jurul nostru, dar viața continuând, tot viața care se naște la nesfârșit, tot ea moare până la urmă. Și noi avem această concepție și această credință că Hristos a venit, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a murit pe cruce, asta oprește această moarte? Nu, sunt două lucruri care opresc. Pe de-o parte, ceea ce a spus, într-adevăr, și Hristos oprește acest lucru prin harul său, se face prin două forme. Unul, prin felul în care este construit omul și prin naturalețea lui. Ceea ce noi numim natură umană, acel lucru este prima stabilă la ceea ce numim moarte. Pentru că atunci când, la modul obiectiv și te privești pe tine, că în mod natural ești o ființă spirituală, îți constați propria spiritualitate. Dacă n-ar exista factori din jur sociali sau constructe sociale să-ți ofere o perspectivă nihilistă asupra sufletului, omul în mod natural ar fi conștient de identitatea lui sufletească. Și în mijlocul celor mai corupte idei despre realitate și celor mai negabile și celor mai sinistre sisteme de gândire filozofică, aceste lucruri sunt totalitarisme, adică, da. Fie că sunt totalitarisme, fie că sunt aplicate, dacă sunt totalitarisme, înseamnă că au o aplicație politică sau socială. Dar dacă nu, rezidă doar la nivel personal în mintea unora și altora. Dar ceea ce ne privește acest lucru, sigur că da, ele rămân la nivel interior, pentru că felul în care suntem construiți ne face să ne îndreptăm în mod natural către Dumnezeu. Și lucrul acesta îl spun părinții bisericii și Sfântul Grigorie al Nisei, ulterior Sfântul Maxim Mărturisitorul, care preia niște texte mai vechi ale Sfântului Grigorie, le comentează tot în acest sens. Că omul are sădită în el, în propria sa construcție, această îndreptare firească către sus, adică către Dumnezeu, către Cel ce l-a făcut. Sucire, învârtire, cum spune grecii. Ca și o plantă care se ridică întotdeauna pe verticală către soare. Nu? Și un copac crește întotdeauna vertical. Chiar dacă îi punem o stabilă, îl plasăm lângă un gard, lângă un obstacol, dar el îl ocolește și după ce l-a ocolit, reia din nou forma aceea verticală către soare, către sursa luminii. Tot așa și omul este construit în așa manieră încât se îndreaptă în mod natural către Dumnezeu. Și aceasta este prima frână de care ați amintit, că răutatea lumii sau corupția acestui judecății legate de Dumnezeu, de realitate și de celelalte lucruri, se stopează această concepție negativă despre ceea ce este omul. Deci, primul factor este natura umană. Al doilea factor este harul lui Dumnezeu care este prezent în noi. Și acest har este prezent în sau etajat în două direcții. Una, tot naturalistă, se leagă de primul aspect. Dar poate natura fără har să acționeze în sensul în care ați spus? Nu poate să lucreze fără har, pentru că existența însăși este un rod permanent al lucrării harului. Adică faptul că existăm este o lucrare în timp real a harului care ne întreține în existență, fără de care n-am putea să existăm. De aceea harul lucrează în orice moment. Prin simplu fapt că avem așa această consistență materială din jurul nostru sau a trupului nostru, este o lucrare a harului lui Dumnezeu. Sigur că această lucrare este una estompată. Ce înseamnă estompată? Adică este una neconștientizabilă. Nu se adresează conștiinței cuiva, dar există și lucrări ale harului la un nivel mai înalt, la un nivel superior, acela al conștientizării, prin care noi să ne dăm seama că harul există, că harul ne ajută, că este ajutorul direct al lui Dumnezeu, că este prezența directă, personală a lui Dumnezeu în viața noastră. Asta este lucrarea harului. Se realizează și la un nivel bazal al existenței propriu-zise, dar și la un nivel superior al înțelegerii spirituale. Și din cauza aceasta vorbim despre o prezență absolută a harului în creație. Natura nu poate fi autonomă vreodată de vreo lucrare a lui Dumnezeu. Nici chiar în moartea ei. Nici chiar adică nu moare de la sine. Dumnezeu întreține în existență materialitatea și celor care sunt nefericiți. Dar fericirea aceasta este o alegere a ființelor conștiente care aleg să fie așa, delimitate de Dumnezeu. N-a lăsat-o nici măcar să moară singură, ci s-a întrupat, s-a făcut om Fiul lui Dumnezeu ca să moară pe cruce. Știu că aici deschidem o discuție foarte largă, dar măcar așa pentru cele câteva minute care ne-au mai rămas din această discuție, Părinte Profesor, vă rog să ne vorbiți despre
sensul acestei pătimiri și morți pe cruce a lui Iisus Hristos ca întâmpinare sau așteptarea morții care să ne scoată din noi, să extirpeze frica de moarte. Cred că sensul morții Mântuitorului Iisus Hristos trebuie gândit în funcție de libertatea lui Dumnezeu de a se face om și a accepta toate cele ale omului, inclusiv modul prezenței sale în lume. Moartea lui n-a fost una biologică, adică n-a murit din cauze de bătrâni. S-a întrupat Dumnezeu, dar n-a murit din cauze de perisabilitate. Dar a fost reală, da. A fost concret. Da. În al doilea rând, a murit din cauze externe, și anume fiind răutatea lumii. Și în mod deliberat a lăsat această răutate să se manifeste așa cum se manifestă în mod natural asupra oricărui om de bună credință. Pentru că dacă privim la noi înșine, toți avem o anumită circumstanță a vieții în care am resimțit o anumită răutate socială. Prin dezinteres, alte ori deliberat, alte ori prin omisiune, alte ori printr-un concurs de interese, da? Există o societate concurențială, bineînțeles. Și Mântuitorul Iisus Hristos, când și-a asumat toată firea omenească, și-a asumat și aceste modalități ale prezenței sale interactive într-un plan colectiv. Inclusiv manifestările celorlalți din jurul lui, care au fost lăsate în mod genuin să se manifeste asupra lui. Nu a intervenit asupra lor. Pentru că el, în calitate de Dumnezeu, putea să intervină asupra conștiințelor celor din jurul lui și să le dea gânduri mai bune. N-a fugit de ele, nu le-a oprit, nu le-a edulcorat. Exact. Adică nu a eludat, într-un fel sau altul, crucea, să spunem așa. Ci a lăsat-o să se întâmple pentru ca să arate tuturor, unu, că prețuiește libertatea umană, în al doilea rând că iubește lumea și ca expresie a acestei iubiri îi dă această libertate, inclusiv libertatea de a îi fi potrivnic, omului de a fi potrivnic, și în al treilea rând rezultă și sensul jertfei sale și să se arate că iubirea înseamnă capacitate de sacrificiu. Și de aici decurg toate celelalte. Din aceste trei lucruri avem de învățat foarte mult, pentru că și noi suntem chemați, pe de o parte, la o cruce personală, pe de altă parte suntem chemați să ne iubim unii pe alții și că iubirea înseamnă sacrificiu, și în al treilea rând suntem chemați să prețuim voința celorlalți din jurul nostru și să o respectăm ca atare. Deci avem de învățat din acest model. Nu neapărat să privim jertfa lui Hristos sau moartea lui ca pe o monedă de schimb, așa cum se conturează într-un anumit spațiu teologic, în special cel scolastic sau occidental, ca pe o formă juridică a lui Dumnezeu de a echivala răutatea lumii sau de a răscumpăra. Problema răscumpărării vine mai degrabă dintr-o sferă din aceasta poetică sau mai legată de exprimare, dar sigur că Dumnezeu însuși a coborât toată slava sa dumnezeiască, a coborât toată demnitatea sa care i s-ar cuveni unui Dumnezeu și a pus-o la dispoziția aceasta a omului pentru ca prin ea să recheme pe om în comuniune cu sine, dându-se pe sine pildă. Pentru că atunci când asumi umanitatea, asumi și toate insuficiențele umanității, inclusiv moartea. N-a fost un Dumnezeu care a asumat doar beneficiile umanității sau doar partea pozitivă, ci toate lucrurile imposibil de gândit ale umanității, toate lucrurile rele, toate lucrurile de jos, toate insuficiențele, pe acelea le-a asumat primele. După aceea ne-a arătat că sensul nostru nu este în căutarea nici plăcerilor trupului sau așa cum este orientată lumea în ziua de azi, ci să găsim un sens, în primul rând, chiar în condiția aceasta precară pe care o avem. Și murind pe cruce, îngropat fiind, a înviat pentru că moartea n-a mai avut stăpânire asupra lui. N-a avut stăpânire asupra lui, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, că nu putea să se manifeste asupra sa din moment ce nu avea nici păcat strămoșesc, nici păcat personal. În primul rând, nu avea păcat strămoșesc,
pentru că acel păcat este unul al rebeliunii omului de Dumnezeu, ori el nu putea să păcătuiască în raport de sine însuși. Și nici nu putea să păcătuiască persoana sa, ca fiu, în raport de persoana tatălui. Și de aici rezultă că n-a existat un păcat al firii. Chiar dacă a moștenit firea umană prin Maica Domnului, a moștenit-o doar cu consecințele păcatului strămoșesc, adică acele insuficiențe legate de nu și cu păcatul în sine. Dar nu și cu păcatul în sine, pentru că el nu se putea afla într-un dezacord cu sine însuși. Adică păcatul strămoșesc creează premizele și duce automat sau permite păcatul personal. Exact. N-ai putea păcătui personal dacă n-ai avea... Și de aici, evident, rezultă că și păcatele personale n-au fost posibile în persoana lui Hristos, tocmai pentru că el era într-o unitate cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Fiind Dumnezeu, rămânea constant cu sine însuși. Asta este dogma cristologică și profunzimea ei tocmai în asta constă. În faptul că el reușește să fie consecvent cu sine ca Dumnezeu, chiar dacă se schimbă prin, sau se transformă sau acceptă în sine ceva identitar uman. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că au ajuns la inimile și la urechile, mai cu seamă la în sufletele celor care ne urmăresc aceste tâlcuiri care sigur vi se datorează, dar ele sunt izvorâte din, să nu uităm niciodată, învățătura, tezaurul de spiritualitate creștin ortodox al Sfinților Părinți, al Bisericii în care... Cred că le-am suscitat suficient de multele spectatorilor noștri și dorința și nerăbdarea de a reaprofunda acest subiect într-o ediție ulterioară. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte și Profesor, și vă aștept. Dragii noștri, aceasta a fost discuția de astăzi. Vă spunem la revedere. Vă așteptăm data viitoare.